Bătrânii spun că apa trece și spun că pietrele rămân, dar lucrul altfel se petrece pe vechiul nostru glob bătrân, că piatra, oricât de tare, se macină și trece stând, iar peste trista-i măcinare, doar apele rămân curgând. Suntem la mormântul poetului Mihai Codreanu, cel care a rămas în istoria literaturii române de părintele sonetului. Mihai Codreanu s-a născut la Iași, aici unde și-a desfășurat și întreaga activitate. S-a născut într-o familie importantă, pentru că tatăl său a fost magistrat și a fost președintele tribunalului de la Bacău, iar mama sa din familia Mârzescu. Mihai Codreanu a ales să ducă mai departe meseria tatălui și a ales să facă facultatea de drept. Dar în același timp simțea și chemarea lui spre litere și spre partea aceasta actoricească. De aceea a urmat în paralel și cursurile Facultății de Filozofie și Litere și pe acelea a Conservatorului de Artă Dramatică. A profesat în fiecare dintre aceste trei domenii. A fost un avocat strălucit, a făcut traduceri, a scris, bineînțeles, și în același timp și-a urmat și acea pasiune spre lumea artistică. Deși și-a dorit să devină actor, nu a făcut acest lucru, tracul l-a ținut departe de scenă. A jucat o singură dată, într-o piesă, Martira se numea. Dar acest trac a reușit să-l țină departe, astfel că a devenit profesor și rectorul Conservatorului de Artă Dramatică. De pe mâna acestui mare om au ieșit o serie întreagă de actori străluciți. A început să scrie încă din perioada studiilor liceale pe care le-a făcut la Liceul Național din Iași. A continuat să scrie și în perioada studiilor universitare, astfel că la finalizarea acestora a reușit să-și publice primul volum, care s-a bucurat de succes. A colaborat mult cu Viața Românească, acolo unde și-a publicat cea mai importantă carte a sa, cele 99 de sonete adunate în Cartea Statui. După vârsta de 30 de ani, a început să aibă probleme care au dus la slăbirea vederii. Nu a reușit să facă față tuturor provocărilor, astfel că a pus scrisul și cariera didactică mai presus de cea de avocat. A reușit să scrie până în ultimul moment, ajutat de prieteni, astfel că ceea ce el gândea reușea să transpună în versuri și prietenii săi îl ajutau să scrie. De asemenea, pe ultima parte a vieții sale, secretara a fost cea care a scris toate operele lui Codreanu. Tocmai ca o recunoaștere a tot acestui efort pe care l-a depus de-a lungul timpului, primăria Iași a hotărât să-i dea acestuia terenul pe care să-și construiască casa. Casa a construit-o după planurile sale și pentru cei interesați să meargă acolo să descopere, vor vedea anumite elemente masonice. Știm bine că el împreună cu bunii săi prieteni Sadoveanu sau Oswald Teodoreanu făceau parte din această lojă masonică. Astfel că această casă păstrează aceste elemente interesante de studiat. Ca o recunoaștere a efortului său permanent de promovarea culturii franceze, a reușit să primească o distinție specială de la statul francez, Ordinul Național al Legiunii de Onoare. De asemenea, Academia franceză i-a dat distinția de cavaler al Academiei franceze. Toate acestea adunate nu fac decât să contureze imaginea unei personalități extraordinare, multivalente.